Hei, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vreau să continui serialul nostru despre dating cu episodul numărul 2 și astăzi vreau să vorbim despre flexibilitate. Flexibilitatea este un criteriu esențial de selecție a unui partener sau unei partenere, pentru că fără asta viața ta va fi un coșmar. Ce înseamnă flexibilitate și inflexibilitate? Flexibilitate înseamnă că persoana respectivă este capabilă să accepte că există mai multe puncte de vedere și să nu încerce să se lupte cu ele, ci să fie curios sau curioasă, să afle mai multe sau, de ce nu, de a pasa uneori șefia, să zicem, sau conducerea asupra unor lucruri, da? Să delege atribuții persoanei care se pricepe mai bine. Dacă stăm și ne gândim într-o relație, fiind doi, sigur că bărbatul se va pricepe poate mai bine la anumite lucruri decât femeia și invers. Și atunci ar fi important să înțelegem că pentru a forma o echipă trebuie să punem ambele seturi de abilități la un loc și să putem să avem acest dans, este ca un tango toată povestea asta, și nu sunt dansator de tango, însă îmi place foarte mult acest dans, este ca un dans o relație, asta înseamnă să fim echipă. Drept urmare, dacă ieși la o cafea, la o primă cafea cu o persoană care vorbește doar despre ea, care nu este curioasă sub nicio formă de viața ta, nu pune întrebări, ci pur și simplu vorbește doar despre el sau despre ea și îți spune că el știe mai bine, că el întotdeauna se descurcă și așa mai departe, mai bine nu. Pentru că dacă ți se pare o persoană fixistă, mai bine nu. Altfel vei fi o fantomă, altfel vei fi total invizibil sau invizibilă, nu vei fi luat în calcul sub nicio formă, nici la actul decizional, nici la nimic. Întotdeauna va fi despre celălalt și despre cum consideră celălalt. Persoana inflexibilă nu va fi curioasă să vadă ce anume îți dorești tu și va acționa în funcție de ce crede el că îți dorești tu sau ea. Și de aici ies tot felul de situații problematice sau chiar conflicte sau de ce nu despărțire, pentru că nu-i așa, nimănui nu-i place să nu fie luat în calcul, nimănui nu-i place să fie fantomă, nimănui nu-i place să fie pus la colț sau să nu fie vizibil. Drept urmare, flexibilitatea nu este ceva de negociat, este de analizat și trebuie să ne uităm la chestia asta, pentru că dacă o persoană nu este capabilă să ne asculte, nu este capabilă să înțeleagă punctul nostru de vedere și încearcă tot timpul să își impună punctul de vedere, nu are niciun fel de sens să intrăm în relație. Atenție mare la chestia asta, pentru că sunt foarte multe persoane care au acest tipar de a face într-un singur fel și de a fi într-un singur fel, indiferent de rezultate, indiferent de consecințe. Și vom vedea data viitoare și în episodul 3 și cât de periculoasă este credința că toți oamenii merită sau știu să ofere iubire. Pa!